Modul în care a fost gestionată situația legată de legea offshore până în prezent este de-a dreptul iresponsabilă în ceea ce privește importanța acestor resurse pe termen lung pentru România. Deci s-a încercat în guvernarea anterioară, în guvernările anterioare PSD, s-a încercat instrumentalizarea acestui proiect până la nivelul în care, dacă vă amintiți, fostul lider al PSD încerca să negocieze în biroul din președinte al Camerei Deputaților detaliile tehnice ale acestui proiect de lege. O manieră absolut iresponsabilă de a gestiona un proiect major de investiție atât de important. Noi considerăm că acest subiect trebuie să fie depolitizat și dacă actuala majoritate parlamentară mai are vreo urmă de responsabilitate, ar trebui să sprijine un proiect de lege care să fie aprobat prin consensul politic al tuturor părților.